Elevii și cadrele didactice de la Colegiul Național Pedagogic Regina Maria din Deva au marcat importanța zilei de 9 mai într-un mod inedit. Aceștia au organizat o acțiune de promovare a valorilor europene, ocazie cu care au făcut donații pentru greu încercatul popor ucrainean. Este o parte a acestei activități, 9 mai, triplă semnificație istorică în primul rând, proclamarea independenței de stat a României, crearea, de fapt, actului prin care se înființa Comunitatea Europeană și apoi faptul că, iată, în această zi extraordinară, am organizat această activitate privind această campanie umanitară privind refugiații din Ucraina. Ambasadorii junior și senior de la Colegiul Național Pedagogic Regina Maria s-au pregătit, au creat produse și standurile pentru fiecare țară membră a Comunității Europene. Astăzi le prezentăm și desfășurăm și această campanie umanitară. Organizarea evenimentului nu a fost deloc întâmplătoare. Reputata instituție de învățământ din Deva fiind de câțiva ani școala ambasadora Parlamentului European. În acest context, activitățile desfășurate luni 9 mai de cei de la Regina Maria au făcut parte din proiectul educațional Uniți de Ziua Europei. Elevii Colegiului Național Pedagogic Regina Maria din Deva, școală ambasador a Parlamentului European din 2019, au dorit să marcheze acest moment prin organizarea unei expoziții de promovare a țărilor membre, cele 27 de țări membre ale Uniunii Europene. Astfel, toți elevii colegiului nostru, dar și cadrele didactice au devenit ambasadori, seniori și juniori ai Parlamentului European, pregătind câte un stand cu produse, cu ținute reprezentative de promovare a acestor țări. Sigur că nu putem să fim nepăsători la ceea ce se întâmplă în contextul geopolitic și am organizat cu acest prilej, poate că cea mai mare sau una dintre cele mai mari campanii de colectare și strângere de fonduri și alimente neperisabile pentru ucrainieni. Manifestarea a fost organizată în colaborare cu subfiliala de Cruce Roșie, care, astfel, continuă prin strângerea de donații ajutorarea greu încercatului popor ucrainean. Cu ocazia Zilei Europei, când practic în toată Europa și în întreaga lume se sărbătorește această zi ca o marcă a toleranței și a bunăvoinței între oameni, sub filiala Deva Crucii Roșii, alături de mai multe alte organizații și de școli din Deva, organizează o acțiune de strângere de fonduri și de alimente neperisabile pentru ucrainieni. Trebuie spus că încă de la începutul conflictului, hunedorenii au fost alături de noi și alături de această comunitate a ucrainienilor greu încercată și până acum putem spune că pe lângă ajutoare în bani s-au colectat alimente, obiecte de igienă și multe alte articole care au fost transportate deja cu un prim autocamion de mare tonaj în Ucraina. La acțiunea derulată de Colegiul Regina Maria și Crucea Roșie Deva, care s-a desfășurat la Centrul Cultural Drăgar Muntean din reședința de județ, au fost prezenți și reprezentanții Prefecturii Hunedoara, care au apreciat inițiativa. Este un moment dublu și îi felicit pe organizator pentru că au organizat prezentarea Uniunii Europene în acest stil. Vedeți foarte, foarte mulți copii cu energie și cu dorință de a prezenta Europa în ceea ce reprezintă frumos pentru ei și ceea ce ne-am dorit. Eu am să le doresc tuturor să meargă să viziteze aceste state și în calitate de turiști, și în calitate de voluntari și mai târziu și prin programele Uniunii Europene Erasmus să studieze în aceste țări. Iar pe de altă parte, prin solidaritatea pentru copiii, pentru tinerii din Ucraina, este un lucru normal să ajutăm în continuare pe cei care în aceste zile au nevoie de ajutorul nostru, așa cum am făcut-o și până acum și o să facem și în continuare. Rezultatele acțiunii de colectare de ajutoare pentru Ucraina au fost spectaculoase. În nici 2 ore fiind strânse 10 de kilograme de alimente neperisabile, dar și o sumă de bani care a depășit 2000 de lei.